Bilanț negru pe șoselele din Vâlcea și în 2021, când s-au înregistrat 597 de accidente rutiere soldate cu moartea 48 de oameni și rănirea gravă și ușoară 802 persoane. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea susțin că numărul evenimentelor rutiere se apropie de cel din 2019. În urma analizelor făcute de Poliția Rutieră Vâlcea, în anul 2021, principalele cauze de producere a evenimentelor rutiere au fost abaterile comise de către bicicliști, neadaptarea vitezei la condițiile de drum și neacordarea de prioritate vehicule. Putem sesiza față de 2020 o creștere la numărul total de evenimente rutiere. Cele mai multe dintre evenimentele rutiere s-au înregistrat pe drumul național 7, pe Valea Oltului, unde valorile de trafic sunt cele mai ridicate din județ. În timpul vacanțelor, șosea a fost tranzitată de peste 30.000 de autovehicule pe zi. Șosele cu cel mai mare risc, așa cum de altfel știți, sunt drumurile naționale și în principal DN7, care în timpul verii are un trafic intens de peste 30.000 de auto zilnic. După o măsurătoare de acum mulți ani, 30.000 de auto. Aproximăm, sunt date furnizate de cei de la drumurile naționale, aproximăm. Vă dați seama că nicio zi nu poate semăna cu cealaltă, dar așa ca și o medie, să spunem. Și cu siguranță suntem prezenți pentru fluidizare, dar așa cum știți, acest DN-ul a fost cum a fost proiectat, avem câte o bandă pe fiecare sens și nu sunt nici rute ocolitare, având în vedere Valea Oltului. Accidente rutiere grave s-au înregistrat însă și pe drumul național 67, care face legătura cu Târgu Jiu, sau pe drumul național 64, Râmnicu-Vâlcea-Drăgășani.